Salut, oameni buni! Bine ați revenit la Carrera cu Leicester City! Am avut transferuri, acum vine vremea meciurilor europeni. Eibar și Spurs și jucăm poate și cu City, vom vedea. Ideea este că a revenit Olivier Giroud, echipa noastră este mai tare ca niciodată și... Da, nu mai vor împrumut pe Harvey Barnes. Că ce greșeală a fost când l-am dat. Da. Chiar cred că era un... Da, că veneau cu 100... de milioane și ca să ceară împrumut un an. Un an împrumut 100 de milioane. Păi cam așa suntem noi cu Erling Haaland. Da. Este meci cu Eibar, o echipă mediocră, o echipă care n-are jucători. O echipă cu care nu vom băga din vedete și vom juca un fotbal mai diferit și vom face așa, pentru că avem și cu Spurs. Hai să vom vedem. Face așa. Vom face cu Giroud, Martinelli, bun. Yunder, Cengiz, joacă Pret. Nu. Nu, ar trebui totuși Yannis. Și ca Coman. Oh, Florinel, da. Îi joacă cu Diop, îl știți pe Diop, îl știți pe Gil, îl știți pe... Cam atât știți. Soare și cred că e Cedric, cred, aș crede, nu? Da, oricum, e Bar. Eibar, joacă cu echipa de Premier League, joacă cu echipa de locul 4 de Premier League. Da. Nu, via ai aici, faci, ce faci cu Eibar? Am picat atât de ușor. E, da. Castanier, pe Oli. Oli. Oli G. Considering retirement. Încă la 2 ani. L-ai luat și pleacă. Zice, boss, eu nu mai pot juca. Mon frère. Spune așa. Mă când apoi la Paris. Spune, Oli, crezi că se ne va posibil? In bit, Oli, in bit. In bit. Champions League, final? UEFA, uite. Olivier, Coman. Coman, îl învață pe Coman. Freza al Ciudu. Da. Zici că e Jackson 5. Hai pe mă! Începe, Florinel! 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 E Cristiano Ronaldo. Da, da. Și amintește Eibarul cum era împotriva Realului. Da. Deci aduc aminte când văd un asemenea vârf. Păi și practic diferența dintre Ronaldo și Giroud, pentru că sunt cam de aceeași vârstă, sunt așa. Asta e stângaci. Singura diferență e că Giroud e poate puțin mai lent. Și dar campion sunt mondial. Sunt la fel. Și campion mondial. Corect. Da. Oh! Penalti, Doamne, penalti clar. Penalti, penalti clar. Penalti la orice oră din zi și din noapte. Dar uite, hai să admirăm totuși execuția lui Olivier Giroud, care, uite cum a vrut să dea. A vrut să umilească. Da? Ia uite! Bam! Doamne, Olivier! Mamă, dar cum faci... Cum ai o asemenea... Mă, ce? Cum ai o asemenea biomecanică? Olivier Giroud. Cum pleacă așa? Mă, nu știu. Și după aia? Și după aia... Ia uite! Ia la picioarele pe sus. A, mi se pare că... Wow! N-am ce să zic. Nu știu, e barul cam fură. Niciunul nu știe. Ia uite, mă, ce frumos iese Diop. Ia uite, mă, Tiki-Taka, unde era Furiaro. Ia uite unde era Tiki-Taka. Veniți la Eibar, veniți și bucurați-vă. Spania are din nou echipă națională. Justin stă bine. Ciuduri. Opa. O echipă cu spirit latin. Olivier, uite ce face Giroud. Știe acolo că e un der. Știe Giroud toată lumea de pe teren. Este Florinel. Asta e, mă. Florinel. Asta. Își face greșit. Presăm și nu știe Dimitrović, nu știe. Nu știe cine este. A avut o mitică. Opa, Martinelli, Ciuduri, Giroud. Opa, Olivier, precum tancul rusesc. Olivier. Așa joacă Giroud și în realitate. Cengiz, Cengiz. Giroud! Wow, prinde! Păi ce frumos a jucat-o Giroud, fix așa. Ce lovitură de cap Olivier Giroud, dar n-a avut noroc. Ah, Tiki-Taka! Unde a dispărut Tiki-Taka? Bar. La Eibar. Pas, pas. Da, mă, ne place. Da, nu. E frumos, da. N-am ce să zic, așa juca, știi cine juca din România, așa, pe ceva slui. Dacă țineți bine minte. Wesley. Și sunt Mărtean. Și cu Ndoye. Da, și dă un gol în deplasare, Erich. Nu, la scolul ăsta suntem eliminați. Am dat să scap de ea. Doamne, așa am ajuns. Suntem dominați. Suca bătăilor suntem. Ia uite cine intră. Nu știu. Paco nu știu Alcácer. Cine Exposito! Intră Exposito! Exposito! Se poate așa ceva. Se poate așa ceva.
știi, pentru cine știe. Nu prea are cine să știe, la foarte niște Teo, sincer, dar intră Exposito. Poate așa ceva, mă. Da, fost, incredibil. Jucam odată Football Manager, era la Craiova și... Da, fotbalistul Craiovei. Fotbalistul Craiova, Exposito. Nu este niciodată offside. Florinel știe cum să joace. Florinel știe fazele, știe fotbalul. Știe fotbalul frumos, Florinel Coman. Pasă, pasă, ceva, ceva, Florinel! Hai, trebuia să pasezi de mai de mult. Deci, mai un minut, mai un minut. Hai să încercăm aici. Hai să. Hai să. No, Fleur acum, hai Fleur. Hai Fleur. Hai. Un egal, bun. Muncit. Expozitor ne-a distrus, putem spune. A intrat pe teren a rupt. Aici a ratat Giroud de 4 ori. Olivier Giroud. Da, da, știi care e ideea? Real a bătut, Milan a bătut, Chelsea a bătut, numai noi n-am bătut. Al doilea meci nu ratează. Așa, avem cu Spurs acum, locul 6. Locul 6, Harry Kane, Lo Celso, Moura, Bergwijn, Ginter acolo. Mourinho nu se joacă, Mourinho vrea victoria. Opa. Saka. Este Bukayo, Bukayo este tânărul problemă, Bukayo Saka! Ce gol! Ce Doamne! Gol! Vine de la Arsenal, a crescut la Arsenal, era clar că vrea să facă asta cu Tottenham. Doamne, ce umilință! Mamă! Ce umilință l-a trimis la cumpărături pe Hugo Lloris. De două ori, la cumpărături, la aprozar. Cine e englezul? La aprozar. Pac! La revedere, Hugo Lloris. Și peste el sărea disperat Matip. Care a costat 50 de milioane. Da, și asta a făcut Matip la această fază. Da. Aolea, mă, ești prea târziu. Doamne, ce frumos, doamne, ce frumos. Ok. Și Lo Celso și s-a încheiat fază. Corect. Unde-i Dele? Oh, okay. Fără să se uite a dat. Pentru Iannaciu. Care e Iannis? Și îi dai înapoi lui Iannis. Îi dai înapoi lui Iannis. Dă gol, hai. Care merit. Ce preluare a dat, ce preluare a făcut și ce pas a dat Iannaciu. 9 goluri pentru Iannis în acest sezon. Va ajunge oare la două cifre? Sigur. Iannis. Da. Dacă se rupe de acum de tot. Nu știu, pe spatele. Dar la ce am văzut în această carieră până acum, pamă, n-am văzut. Ia uite acolo, ou! Și dă din mâini. Bine, dacă țineți minte cariera cu Astra Giurgiu de anul trecut, Yannis Agi parcă a dat 6 goluri într-un meci la un dat în Premier League. Da, da. A dat acasă cu, jucând cu fanii acolo în tribună. Da, 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 la Giurgiu. Au fost cele mai multe goluri date într-un meci de Premier League de un singur jucător. Da, din istorie. Din istorie, el a fost numărul 1. Deja ai... Și nu te-a dus să parcă niciun gol până atunci, sau un gol. Și da, a dat 6. Și după aia l-am băgat noi atacant și ai zis, hai să vedem ce știi. Și ne-a arătat. Și atunci era chiar golgeter Premier League, da, peste, da, da. Sterling, peste, ce amintim. Da, da, da. Să facem un istoric al carierelor, noi avem fotbalul nostru paralel. E pregătit pentru acest moment. Aste. El joacă, nu, nu, stai liniștit că fuge și vede ce, o să vadă centrarea bine. Glumesc, nu centrez. Da. Se mai întâmplă, e ok, recuperăm. Tine. Nu controlează Zakaria, era mai ușor în Bundesliga. La Gladbach. La München Gladbach. Hai pei! Nu, nu. Portărel! Pe lângă. E gol. E gol. Stați niște scala Bergwijn. Golul carierei. Trebuie să facem niște scheme. Trebuie să facem niște scheme, da. Altfel nu se poate. John Guslu, Kari. Cum fac asta? Cum țin asta așa? Nu știam. M-a făcut. Oh, e spra Mourinho. Ești, da, pui, te dă mult acolo. Eu face schimbări. Teo. Teo? Las capă. Teo? Bă, da, tine a pornit, mă, mi-ai făcut chef. Da, da, ți-am zis să-mi dai pasă și eu eram cu Hagi, care ai cistele la skill și dribbling mare, tu erai cu Fofana. Dar are și el două. Înapoi la Harvey. Teo. Bă! Teo. Deci, nu există, nu există scuză. De nu la există tine scuză. A pornit. Nu am există scuză. Și am că nu fac există și eu. Scuză. Nu există scuză. Deci dacă asta se întâmpla în realitate, Fofana nu mai mirosea mingea vreodată. Deci gata, aici se termina cariera lui Fofana. Bă, se mai întâmplă, mă. Las că am făcut egal și cu Chelsea și cu ăștia. Bine, egal și bate echipele mici și ne ducem în Champions League. Ok, simulăm cu Ibar, doamne. Sigur că vrei să simulezi? Măcar dă-i sim, în caz să se întâmple ceva, intrăm.
Calificare, mă! 3-3 după 1-1 acasă. Ne-a salvat Coman în 83. Coman cu golul de calificare, cum face el în Europa. Da, deci ne-a salvat Coman în 83, că altfel ne duceam. Inui, ne elimina Inui. Dar știți foarte bine că am știut ce facem. Chelsea bate, Realul bate, noi egal, dar ne ducem mai departe. Hai să vedem cu cine... Uite, suntem pe 4 în continuare, la 3 puncte de Spurs. Ei erau chiar acolo, e bine că n-am pierdut. Ok. Crește fotbalul așa. Ok, stai. Dinamo Kiev, tu-ți dai seama? Jucăm cu Iluce. Iluce. Oh, Iluce. Ne-a Mircea. Jucăm cu Iluce. Realul a picat cu Valencia. Opa, greu. Mamă, duelul spaniolilor. Southampton cu PSG. Mamă, ești PSG. Mamă, ce va fi în această competiție. Și noi am reușit performanța să picăm cu Eibar și Dinamo Kiev. Cât timp avem? Napoli, Real, Valencia, OM. Chelsea, PSG, Milan. Da. Nu e, mă, noi suntem tari. Da. Crystal Palace, de-ai noștri. Ia să vedem. Crystal Palace versus Dumitru Dragomir. Este 3-0, Harvey Barnes dublă, Coman gol. Harvey Barnes. 0-0 Liverpool. S-au încurcat, mă. Bun. Ce minunăție. Și avem cu Kievul. Kiev. Jucăm contra lui Mircea Lucescu, care vrea să câștige Europa League, cum a câștigat Cupa UEFA cu Shakhtar, să câștige și cu ăștia. Hai să vedem pe cine are în echipă. Bușcan în poartă, Popov, Burda. Da, noi am urmărit niciodată. Hai Șaparenco. Să mergem la Kiev, pe stadionul lor olimpic. Mergem în Ucraina. Da. Sau în Ucraina. Ucraina, da. Ia uite, mă, că toți driblează, toți pasează, ne-am sturat de ei. Oh! Florinel! O formalitate pentru Flori... Da, nu merește. Dar stai, cu cine jucăm? Cu Dinamo Kiev față în față cu 4-1. Este gol! Da, nu. Florin Coman a încercat să fie Dică. Dică a ridicat-o atunci, dacă țineți bine minte. Oh! Giannis! Ah. Într-o luptă mare, Rodriguez. Aia e portughez, vezi? Corect. Ah, portughezi. Știam că a așa, că portughezii au detent. Fofana? Oh, Bucaio! Bine pasa, este Giannis, fantastic. Bucaio, Florinel! Ce golaso, mă! N-a dat-o pe aia simplă, o dă pe asta, care era aproape imposibil. Ce frumos au jucat-o, ce bine s-a ținut Hagi de ninge, pasa lui Saka perfectă. Să dai așa aproape imposibil. Și uite Saka, o centrare este aproape imposibil să dai așa. Ia vezi. E aproape imposibil, foarte greu. Foarte greu, un voleu bun. Un voleu de calibru. Și cine mai dădea așa? Ilie Dumitrescu. Da? Spre 4-1 ne îndreptăm, fraților. Vrem. 4. Vrem 4-1. Giannis! Direct din corner, cum a mai dat. Da. A vrut. Pressing aici. Nici nu e cazul. Noi. No, nu se poate, Rodriguez. No. Fluieră! No, fluieră! No. Ba, să riși cel bine odată, știi? Da. După aia s-a făcut de râs. Hai, Kievule, joacă! Le-e frică rău. Vor să... Na, n-ai ce să... Conserve rezultatul și Florinel! Du-te, Florinel! Du-te, Florinel! Gol! Gol, Florinel! Avem Leicester, echipa națională. Leicester, 2-0. La Kiev, da. Ce performanță! Da. Ne îndreptăm spre sferturile de finală Europa League. Sunt speriați, nu știu. Noi. Nicio treabă n-au cu fotbalul. Fofana, stă bine. Hei. Cine crezi că ești? Garmaș. Cine te crezi tu? Uite-mă pe ăștia. Unde era? Mircea Lucescu. Na! Schmeichel, este penalti. Ca de obicei, este... Nu, de ce n-ai lăsat să vedem de ce a fost penalt? Mă interesează foarte tare de ce a fost penalt. Dreapta o dai. Bă, gol e mare deja. Da, gata. Gol! Ce pasă! Nu, nu! N-a ce pasă a gândit Hagi, ce pasă. Da, cu peretele, practic. Repetăm față. Nu, e gata. Victorie și ne calificăm sigur de aici, simbolul următul meci. Sigur? 100% ne calificăm, cum am putea să dea 5, numai el. Dar n-a fost într-o formă prea mare. 7 șuturi pe poartă.
Mai și ser din astea. Mi-e frică. Sincer mi-e frică. Sincer spun. Eu sunt liniștit, știi. Măcar hai să dăm simulare de aia ca să ne luăm gol să putem să intrăm. Instant sim. Nu, Teo. Este chiar un meci ușor pentru noi. Mi-este groază. Nu este groază. Este 2-1 după tur. Nu este groază. 3-1. În Didi Martinelli. Martinelli și Hagi. Minutul 1. Bun. Și m-a a dat. I-a dat pasă și Hagi. Eu trag. Eu trag, da. Și a dat gol. Da. Bun. OM pierde cu Huesca. Da, au bătut 3-0 și se califică. Ah, okay. Gândită okay, treaba. Gândită, da. Ca de obicei de francezi. Da. De ce se chinuie? Nu? Ne vrea Grecia. Saganaki. Veterană la asta. Cu Hoffenheim. Doamne, ce noroc avem la tragere. PSG cu Milan, Napoli cu OM și Real și noi avem cel mai mare noroc vreodată. Da, picăm cu cele mai ușoare, cele mai accesibile echipe. Cele mai accesibile echipe. Doamne ferește. Cum e posibil, mă, să nu pici cu nimeni? Ce se întâmplă aici? Atletico City, Leipzig, Porto, Bayern, Liverpool, United, Atalanta. Data viitoare să vedem sfertele și poate și semifinale, dacă ne bate cum fărăm neptere în cariera oricum. Da. Și da. O să fie o lună, Liverpool. Stai puțin, hai să aflăm cât mai are Haaland până revine. Trei luni. Mă. Ia scuși ritmul, cred că avea 88. Da, 88. Poate prinde final. Nu, e martie. Deci. Ah, ok. Da. 3 luni înseamnă iunie, deci la anul. La anul. Nu-l mai vedem sezonul ăsta pe Erling Haaland. Sezonul viitor. Da. Uitați, o să batem pe Leeds. Hai să batem Leeds. Uite că batem pe Leeds. 3-0. 3-0 cu Leeds, nu și poate oricine. Și două Harvey Barnes. Nu poate oricine să bate Leeds așa. Da. Și suntem pe locul 4. Sau poate chiar pe 3. În luptă mare. Nu, pe 5. Meci minus, mă, că n-am o... Adică joacă mai mult decât crede. Da, și zice, eu nu mă mai retrag. Da, oricum, suntem acolo în top. City și-a luat mic avans, dar nu știu, locul 4 al nostru, sigur. Data viitoare, Hoffenheim, Newcastle, Liverpool, probabil și City, dacă nu, probabil o să amâne din nou meciul. Oricum, o lună infernală. Newcastle e sus acolo. Da, o să fie tare. Dacă v-a plăcut acest episod, nu uitați de like acolo. Pac, like. Barnes al 6-lea goalgetter, 15 goluri. Da. Kane 17 și unul din mare noroc. Da, exact. Mare noroc. Nici o greșeală. S-a trezit ăla să dribleze. Exact, da. Nu știm de ce. Cam atât. Nu știm de ce. Cam atât. Pa.